Zodia Fecioară, în luna aprilie 2022, legat de schimbări, de transformări, de renaștere, de datorii, aveți o susținere pentru idei noi, însă mare atenție că puteți ca idei nesemnificative să le adoptați într-un mod poate prea rapid ca fiind adevărate idealuri. În 11 aprilie vorbim de cunoaștere de studii aprofundate, călătorii lungi și tendința de a găsi soluții practice legate de aceste lucruri. Aveți o susținere bună pentru a vă păstra uh, idei, uh, pentru a folosi ideile eficient în uh, orice direcție, în data de 18 aprilie aveți uh, până la urmă inspirație în planul ideilor independență, curiozitate, originalitate, gândire deschisă, dar poate să apare și ceva mai multă încăpățânare. Relațiile de familie pot fi marcate de comunicare, de spiritualitate, între 16-26 aprilie, cunoașterea, studiile aprofundate, călătoriile lungi, legat de contracte, asocieri, procese se remarcă și inteligență și dorința de a aprecia, știu eu, lucrurile care țin de artă, de frumos, apare și poate deschiderea către a fi mai sentimental. Din 25 aprilie, la locul de muncă sau legat de sănătate, apare ca o bază, cunoașterea aprofundată, călătoriile lungi, dorința de a vă satisface curiozitatea, de a fi poate mai critici, mai justițiari. Relațiile personale sunt convenționale, dar în același timp și destinse. Aspectul de trigon, de altfel, este valorificat prin triunghiul minor, în steriumul format de Jupiter, de Neptun, de Venus, prin echilibru, prin diplomație, legat de contracte, de asocieri, de procese. În 30 aprilie, în planul carierei, vă folosiți gândirea. Uh, Abilitatea, curiozitatea, dorința de comunicare, puteți să vă folosiți ideile cu atenție distributivă pe mai multe planuri, chiar folosind idei, manipulând informații. În 30 aprilie avem o eclipsă parțială de soare din Taur, vizibilă în emisfera sudică, Oceanul Pacific, America de Sud. Eclipsa aceasta de soare se formează când soarele și luna se află în conjuncție. Sunt practic în același semn cu nodul nord care se află în taur. E un moment cu o conotație karmică legat de studiile de lungă durată, de cunoașterea spirituală, călătoriile lungi, eclipsa aceasta marchează evenimente importante ce țin de destin, de misiune, de evoluțiile spirituale. Eclipsa de soare aduce și o schimbare în destinul oamenilor. Este posibil să simțiți mai mult decât alții, cei care au planete în taur, cei care sunt născuți în ziua de 30 aprilie, influența acestei eclipse. Eclipsa, de altfel, este și un moment bun pentru a vă corecta destinul, pentru a renunța la ceea ce nu vă este necesar, pentru a vă orienta către ce vă trebuie, practic, pentru evoluția uh, spirituală. Pentru că eclipsa aceasta aduce conștientizare, aduce deschiderea către direcții noi, poate chiar direcțiile necesare în viața voastră de acum încolo. Horoscopul lunii aprilie 2022 se bazează pe o serie de aspecte astrale. Pluto se află în sextil cu Neptun. Avem și o lună nouă în Berbec. Avem un triunghi minor în 7 aprilie între Lună și Saturn, dar și între, pe de-o parte, și Marte și Mercur pe de altă parte. Avem o valorificare a trigonului Lună-Saturn, Marte, în planetă Focar, Mercur, în data de 9 aprilie. Avem o quadratură Mercur-Pluto și Jupiter. În conjuncție cu Neptun va fi Jupiter. În 12 aprilie avem și o configurație daltă, o poziție care ține de această configurație daltă, lună Saturn pe deoparte, dar și Marte. Planeta focar este Soarele și avem o lună neagră în 14 aprilie. Această lună neagră intră în RAC în data de 23 aprilie, se formează o configurație de triunghi minor, valorificarea trigonului Mercur-Pluto este realizată în planetele focar Jupiter și Neptun, și în data de 30 aprilie, Pluto intră în mers aparent retrograd avem tot în această lună și o eclipsă de soare în Taur, în data de 30 aprilie. Soarele, fiind în berbec, are capacitatea de a aduce energie, pasiune, inițiativă, capacitatea de afirmare, de pionierat. În data de 3 aprilie, soarele este în conjuncție cu Mercur, susține această conjuncție, rațiunea, spiritualitatea, flexibilitatea, fiind totuși în combustie Mercur, în data de 3 aprilie este posibil să apară încăpățânare, prejudecăți, subiectivitate. Între 9 și 11 aprilie soarele se află în sextil cu Saturn. Aduce aceast, acest sextil o personalitate puternică, dominantă, demnă de pasiuni reci, durabile, ambiție, forță intelectuală, forță spirituală, vitalitate Relații personale extrem de conservatoare. Din data de 21 aprilie, soarele va intra în taur. De aici este amplificat atașamentul sufletesc, atașamentul către aspectele materiale contează foarte mult aceste lucruri. Importantă devine securitatea, stabilitatea materială, Apar aplicațiile practice care se susțin eforturi, muncă. Între 18 și 20 aprilie, Soarele are o quadratură cu Pluto. Această quadratură favorizează în special conflictele dintre conștiința morală și impulsurile personale. Scoate la iveală această quadratură între 18 și 20 aprilie și sentimente de culpabilitate, și sentimente de oboseală, de angoasă, de dogmatism. Din 25 aprilie, soarele va fi în sextil cu Marte. Este susținută vitalitatea, încrederea în forțele proprii, îndrăzneala, curajul, instinctul de a lupta, puterea de a lua decizii rapide, pozitive. În familie apare colaborarea și trăinicia. În 30 martie aveți și o eclipsă parțială de soare. Avem uh, soarele aflat la 9 grade în taur. Uh, este vizibil la această eclipsă din emisfera sudică. În zona Oceanului Pacific, America de Sud, eclipsa de soare se formează când soarele și luna se află în conjuncție. Sunt de asemenea în același semn cu nodul nord și sunt în taur. Momentul acesta poate să aducă lucruri importante din punct de vedere karmic. Eclipsa poate să marcheze evenimente importante ale destinului, ale evoluției spirituale. Eclipsa de soare poate să aducă schimbări în plan personal, în destinul uh, oamenilor. Uh, cel mai mult uh, acest lucru poate să fie resimțit de către cei din uh, Zodia Taur. Influențați de asemenea sunt uh, și cei uh, născuți în Zodia Taur, sunt uh, de asemenea uh, și cei născuți în ziua de 30 aprilie. Uh, Eclipsa aceasta aduce momente favorabile de a se corecta destinul, de a se renunța la ceea ce nu este util sau poate să aducă obstacole în evoluția personală. Eclipsa aduce stări de conștientizare, de iluminare, aduce deschiderea către direcții noi în viață pe care este bine să le urmăm pentru a nu apărea greutăți mai mari. Luna nouă este perfectată în data de 1 aprilie, ora 9.27 în Berbec. Luna este în conjuncție cu soarele, aduce ca aspecte importante, conflictele interioare, lipsa de armonie, Poate că luna nouă în Berbec poate să marcheze și începutul unui nou uh, ciclu lunar și energia aceasta a începuturilor poate să se reflecte asupra fiecărei zodii în uh, un anumit domeniu de viață în funcție de fiecare zodie în parte. E prima lună nouă din anul astronomic începul la 21 martie la echinocțiu de primăvară. Luna nouă, în Berbec, aduce susținerea pentru începutul noi. Are aici și un aspect de sextil între Jupiter și Pluto. Acest aspect de sextil poate să aducă energie, poate să aducă amplificarea gândirii, mai multe profunzime intelectuală, ambiție, dorința de libertate, dorința de a se exprima sentimente, dorințe, de a înfrunta temeri, de a se urmări atingerea scopurilor. Luna nouă poate să ne facă și să reflectăm, să evaluăm ceea ce ne dorim, ne motivează pentru a ne atinge obiectivele, este un moment important pentru a fi optimiști, pentru a fi entuziaști. Luna plină se perfectează în 16 aprilie. Balanță și o, vorbim aici de o poziție soare-lună. Se formează un careunte. Planeta este Pluto implicată în acest careunte. Sunt acumulate tensiuni, frustrări, în funcție de domeniul de viață afectat, pentru fiecare zodie. Aceste tensiuni, aceste frustrări pot fi rezolvate în zodia casa astrologică opusă practic în Rac, prin echilibrarea relațiilor cu cei apropiați prin cunoaștere spirituală, cunoașterea de sine, prin călătorii lungi, prin orientarea către familie, cămin trecut tradiții. Luna 9 din 30 aprilie din taur este o lună nouă un pic mai deosebită pentru că apare și o eclipsă de soare care încurajează să se facă schimbări în viața personală a oamenilor, se poate acționa rațional și poate uneori emoțional pentru a se încheia sau pentru a se începe un nou ciclu de viață. Se poate schimba ceva legat de ideea de abundență, de valoare personală, de valoare materială, de valoare spirituală, de resurse, bunuri, talente, securitate financiară emoțională. Ceva poate să fie și legat de uh, aspecte dogmatice. Iarăși, luna nouă și eclipsa parțială de soare aduc o energie a unei schimbări pe care o putem resimți din plin. Mercur este în Berbec în această luna aprilie. De aici aduce idei noi, idei care pot fi totuși asimilate pe negândite în pripă și idei care pot să devină idealuri deși nu sunt idei atât de importante în data de 11 aprilie de altfel Mercur va intra în Taur și de aici va aduce posibilitatea să găsi soluții practice se urmărește eficientizarea eficiența în toate direcțiile în data de 18 aprilie, Mercur va fi în conjuncție cu Uranus. Această conjuncție aduce în prim plan idei dorința de independență, de originalitate, de deschidere la idei noi, dar și încăpățânare, curiozitate, iarăși. Relațiile de familie pot fi marcate de comunicare, spiritualitate. Între 16-26 aprilie, Mercur va fi sextil cu Venus. Acest sextil aduce un, o amplificare a inteligenței, a sentimentalismului, aprecierea frumosului, relații personale uh, echilibrate, fericite. Sunt. Uh, încurajate sentimentele exprimarea acestora din 25 aprilie se poate vorbi de un trigon Mercur Pluto care amplifică curiozitatea spiritul critic spiritul justițiar relațiile personale pot fi mai convenționale și poate unor chiar mai destinse cu toate că avem și un aspect de trigon care este valorificat prin triunghiul minor în steriumul format de Jupiter, Neptun, Venus în data de 30 aprilie. Astfel că Mercur face intrarea până la urmă și în Zodia Gemeni, practic în domiciliul său masculin și susține de aici gândirea, abilitatea, curiozitatea, dorința de comunicare. Ideile pot fi folosite cu atenție. Venus se află în Vărsător. Este într o situație unde favorizează mai, de mai degrabă libertatea, surprizele în zona li ă, relațiilor, relații libere, nonconformiste, bazate extrem de mult pe prietenie, pe deschidere Venus, de altfel, aduce o creativitate în acest domeniu al relațiilor. Iar în data de 6 aprilie, Venus va intra în pești. Este în exaltare, susține de aici disponibilitatea în domeniul relațiilor, în domeniul sentimentelor. Oamenii caută să fie fericiți sau nefericiți, există și încărcătură mistică în această perioadă. Între 16-26 aprilie, Venus se află în sextil cu Mercur și aduce această aspectare astrală, aprecierea frumosului, sentimental, inteligență, relații personale fericite, exprimarea sentimentelor. În 28 aprilie, Venus va fi în conjuncție cu Neptun aduce o amplificare a sensibilității, a rafinamentului. În 30 aprilie Venus este în conjuncție cu Jupiter. Este susținută grația, afectivitatea, creativitatea, relații de toleranță. Se valorifică de altfel și tri trigonul Mercur cu Pluto în care este implicat și Mercur prin curiozitate, prin spirit critic în special. Marte aflat în în această lună aprilie aduce în primul rând o energie neconvențională, originalitate, mai puțin spirit practic. Acțiunile sunt mai degrabă umanitare, deschidere pentru ceilalți, într ajutorare, acțiuni idealiste. În 5 aprilie, Marte va fi în conjuncție cu Saturn. Se generează conflicte între inhibiție, dorința de acțiune, există încredere în sine, agresivitate, ambiție, violentă, cruzime, posibilitatea de a se lupta pentru un cel, relațiile sunt mai dificile, poate mai restrictive în această perioadă sub influența lui Marte. Din 16 aprilie, de altfel, Marte va intra în pești. Este în trigonocrație și aduce o susținere pentru credință, pentru compasiune, pentru creativitate, pentru imaginație, pentru spirit practic sunt susținute trăirile profunde, mistice, din 25 aprilie, Marte în sextil cu soarele aduce încredere, aduce vitalitate, aduce posibilitatea de a se lua decizii rapide, pozitive, în relațiile personale apare ca bază colaborarea și relațiile stabile. Vorbim de altfel și de sănătate bună. În ceea ce privește pe Jupiter, în luna aprilie a în continuare în pești, în domicilul feminin, aduce susținere pentru exprimarea emoțiilor, a compasiunii, a înțelegerii față de cei apropiați, se înțelege legătura dintre viață, credință, sentimente nobile și misticism. Între 12 și 14 aprilie, Jupiter în conjuncție cu Neptun aduce o amplificare a creativității artistice. Deschiderea către filozofie, către religie, aspectul acesta poate totuși să aducă și stări de indecizie, dar și o amplificare a intuiției și a idealismului a sensibilității, a misticismului. În 30 aprilie, Jupiter, în conjuncție cu Venus, aduce posibilitatea de a se exprima mai ușor grația, de a se exterioriza afectivitate, de asemenea creativitate, relații tolerante se valorifică practic trigonul Mercur cu Pluto prin curiozitate, prin spirit critic, de asemenea. Saturn în această lună aprilie aflat în aduce o concentrare de energie pe ideile progresiste pe schimbările sociale, pe o, gândire liberă, creatoare de idealuri. În data de 5 aprilie Saturn în conjuncție cu Marte generează conflictul dintre inhibiție, dorința de acțiune, încrederea în sine, agresivitate pe de altă parte, ambiție, violență, cruzime, poate uneori pentru un cel Relațiile sunt mai dificile, poate mai restrictive, iar în perioada 9-11 aprilie, Saturn, în sextil cu soarele, aduce în prim plan personalitățile puternice, dominante, aduce pasiunile reci, aduce ambiția, forța intelectuală, forța spirituală. Vorbim aici și de o susținere pentru a exista mai multă vitalitate. De asemenea, relațiile personale pot fi mai conservatoare. Uranus, aflat în Taur, este legat de siguranța materială și de preocuparea pentru resurse. Căutarea libertății poate deveni un scop pentru Zodia Taur, pentru cei cu ascendentul în Taur, iarăși este vorba și de liberarea de atașamentele materiale, de descoperirea zonei spirituale, în data de 18 aprilie, Uranus, mă scuzați, Uranus, este în conjuncție cu Mercur și... Sunt, avem aici susținere pentru a exista independență, curiozitate, originalitate, deschidere la idei noi și încăpățânare totodată. Relațiile de familie pot fi marcate mai ușor de dorința de a comunica și de spiritualitate. Neptun, aflat în pești, susține în continuare în această lună aprilie iubirea necondiționată, imaginația, iluziile, compasiunea interesul pentru mistere, pentru și de asemenea posibilitatea existenței dependențelor, a izolării, a credinței. Se poate forma o părere despre vise, scopuri, ceea ce oamenii urmăresc să facă în viață și Data de 28 aprilie, de altfel, Neptun, în conjuncție cu Venus, aduce o amplificare a sensibilității, a grației, relații personale, de exprimare a sentimentelor, al rafinamentului. Între 12 și 14 aprilie, Vorbim de Neptun în conjuncție cu Jupiter, de unde amplifică creativitatea, interesul pentru zona artistică, pentru filozofie, pentru religie. Aspectul acesta este favorabil, mai ales pentru stările de indecizie, dar și pentru amplificarea intuiției, pentru idealism, pentru sensibilitate, misticism și. Ultima planetă pe care o analizăm, Pluto. Pluto aflat în Capricorn, este în peregrinaj și susține de aici dorința de ascensiune, puterea, regenerarea, transformare. În 29 aprilie, Pluto intră în mers, apare în retrograd și favorizează de aici dorința de reorganizare în plan poate social, politic, economic poate că se urmărește o utilizare mai bună a resurselor materiale, a resurselor energetice, nodurile lunare. Vorbim de nodul Nord în primul rând. aflat în Taur, nodul Nord ne arată scopul vieții, viitorul, direcția în care trebuie să ne orientăm. În ceea ce privește nodul sud, el reprezintă trecutul, bagajul karmic. Nodul nord în taur dă șansa de a se construi valori pozitive, de a învăța să se stăpânească emoții pentru a se urmări armonia, pentru a se căuta liniștea și ordinea în viață. Lecția pe care o dă acest nod nord. Este legată de construcția unei case, a unei afaceri, de valorificarea abilităților, a talentelor, de accent puternic pe latura materială, pe asigurarea confortului, pe dezvoltarea bunului gust, a simțului estetic. Vorbim acum și de chiron. Chiron, aflat în berbec, ne spune că putem căuta metode de autovindecare. Autovindecarea poate fi la nivelul capului, vorbim aici de migrene, de leziuni, de lovituri în zona capului, de insomnii, de predispoziția la arsuri, la iritații sau la hipertensiune. În ce privește Lilith, Luna Neagră, Aflată în gemeni, până în 14 aprilie va influența puternic mentalul, cuvinte, comunicarea, vehicularea informațiilor care pot fi distructive, pot fi făcute totuși compromisuri, folosindu-se forța de convingere și de seducție. Prin comunicare și vehicularea informațiilor se pot manipula persoane sau, de asemenea, putem vorbi și de situații care pot fi manipulate. Mesajul este de a se schimba mentalitatea, de a se construi ceva, de a se comunica prin asumarea de răspundere în activități de comerț, în călătorii, în turism legat de studii. Din 14 aprilie luna neagră, aflată în Rac până 9 ianuarie 2023 aduce o influență majoră. În primul rând pe asupra uh, femeilor, poate mai mult, deoarece vorbim aici de emoție, de imaginație, de idealizarea familiei, este afectată poate tendința oamenilor de a fi poate mai impulsivi, mai extremiști, impulsivitate față de alte femei, tendința extremelor. În alimentație, probleme diverse pot să apară acum, în această perioadă. Există o lecție despre a învăța să trăim în prezent, să ne asumăm răspunderi, să ne detașăm de trecut. Deci toate aceste aspecte astrale țin de luna aprilie.